Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu a dat startul săptămânii prevenirii criminalității. Evenimentul aflat la cea de-a 8-a ediție este unul organizat la nivel național încă din anul 2006 și își propune sensibilizarea populației cu privire la importanța prevenirii criminalității și la necesitatea adoptării unor conduite antivictimale și antiinfracționale. La nivelul județului, Inspectoratul Județean de Poliție va desfășura activități structurate pe diverse domenii de prevenire. Astfel vor fi abordate mai multe teme, printre care prevenirea infracțiunilor de furt, prevenirea infracțiunilor comise cu violență, delincvența juvenilă și victimizarea minorilor și, în ultimul rând, siguranța rutieră. Campania a debutat cu tema prevenirii infracțiunilor de furt, aceasta fiind o prioritate națională a Poliției Române. Oamenii legii au distribuit giurgiuvenilor pliante cu recomandări preventive tematice. Polițiștii au continuat întâlnirile cu cetățenii marți pe tema prevenirii infracțiunilor cu violență. Zilele de miercuri și joi sunt rezervate temei prevenirii delincvenței juvenile și victimizării minorilor. Această activitate desfășurându-se pe raza municipiului Giurgiu la unitățile de învățământ Tudor Vianu și școala numărul 10, cât și la toate unitățile de învățământ din mediul rural. În ziua de joi, colegii de la Serviciul de Acțiuni Speciale vor prezenta la liceul Tudor Vianu, vor prezenta un exercițiu cu câinii de serviciu, cât și tehnica și echipamentul din dotare. Campania se încheie în ziua de vineri cu tema siguranța rutieră. La nivelul județului Giurgiu, principalii parteneri în organizarea manifestărilor din acest an sunt Inspectoratul Școlar, Inspectoratul de Jandarmi și Poliția Municipiului Giurgiu.